Este 4 august, la 9 dimineața, plecăm spre Apuseni, chiar acum. Parcare. Am găsit și loc de cort peste râu vis-a-vis de văcuțe. Deja ne simțim ca acasă. Yeah. Ce faci? Foc, mâncare, somn. Un plan bun, rezonabil. 7:30. Stăm o grămadă să uscăm cortul ăsta. La 9:30 plecăm de aici, clar. Este ora 11 fără 7 minute. Aproape am plecat. Stăm prost rău cu timpul. Prima oprire, peștera Poarta lui Ionel. Peștera lui Ionel. Prima peșteră de pe traseu, la vreo 600 de metri, un kilometru maxim de unde am stat aseară cu cortul. Grămadă de lume, e sâmbătă, de așteptat. Primăvara la topirea de pete, se alimentează lacul ăla mare. La rândul lui Golești, el lacul ce-l avem în peșteră, golind pe sus scări, pe sus codete, se formează un păreoaș, o cascadă, având în componență un metru cub de apă pe secundă. Locul unde este lacul ăla mare se numește Avenul de sus Gurești. 12 fără 5 minute este ora. Dunga albastră este marcajul. Momentan parcurgem cheile Urdâncușei. Să tot mergem prin ele până ajungem la Scărișoara. Peștera Ghețarul de la Scărișoara. Se ce mult. Super turistic, așa. Se pierde mult timp. Da. E super plin. E super mare. E frig. Mare masă de gheață. Frumos. Este șmecher. E șmecher. Coborâm de la Scărișoara. Mai avem o grămadă. Este 5:23 și suntem în întârziere mare, mare de tot. Flori cu rouă, la dragoste nouă, foaie de-o cicoare, hai mugule tare, să ajungem pe soare, la puica din vale, îți dau fân cu floare, apă din uncioare, îți dau fân cu rouă, taie lunca-n două. 6:36, pe unde suntem? Pe aici, mă, traseu? Da, da. Stai. Ce mic ești, ce, ui. Te-am văzut. Gata. Suntem în trecere. 7:23 și imediat ajungem la izbucul Tăuz. Magnific locul ăsta. Izbucul Tăuz. Magnific. Și acum unde mergem? Casa de piatră. Da. Reghețarul Vârtop. Niciun caz padișo. Nu, nu cred. Se va întuneca destul de curând. Așa că prioritatea numărul 1 este să găsim un loc să punem cortul. 10:10. L-am găsit pe loc. Lângă un gard. Teren cât de cât plat. Și un sfert, am plecat pe ploaie.
Vodă zice că mai ține un sfert de oră. Așa zice și Hans. Coiba mare, 5 minute. Pe urmă mergem spre Vârtop. Nu mai plouă. Da, și aici chiar nu mai plouă așa. 9.25, coiba mare. Este șmecheră rău. Cât de grav. Cât de grav. Mamă. Vegetație aici la intrare, parcă ar vrea să pătrundă mai mult. Frontala mea nu prea e utilă. Uite, vezi, acolo, sus, mai urcă și face stânga, așa. E galerie, ce, nu? Da. Uite, încolo, vezi? Nu prea se vede. A, wow, ce caterincă. Vezi din sus, așa. Cred că e super mult. Da. Păi, de aici clar vine apă. Că de asta te-a resturi de nămol. De aici și de aici vine apă și se strânge aici, că de-aia se face malul ăsta aici. Sunt urme de animale, nu? Pe jos. Da. Ia uite, ce șmecher. Cât de marf. Vine asta acolo. Și cam gata, asta e limita civilă. De aici încolo continui cu 1,5 milioane și consum de neopren. Uite cum se vede de la confortală, ia, oprește pe ta vodă. A mea luminează pe ea. Nu, a mea luminează pe ea. A mea, mă, se face frumos. Asta e a mea stinsă. A mea face frumos. Nu e, frate, că a mea le prește. 11:20. Și am plecat. Superb. Altă lume. Suntem cu grup și ghid la Ghețar, la Vârtop. Și că e mai frumos ca la Sferișoara. Da, arată interesant. Șmec. Grijă la căpățână. Ne deschide poarta. Aceasta este cea de-a doua sală a peșterii și se numește Sala Domnului sau Sala Candelabrului de la formațiunea de sus care se aseamănă cu un candelabru. Iar aici în spate au fost găsite trei aprete în rogiuni de neantăcat, care două s-au întrat și una dintre ele se poate vizita la Institutul de Astrologie din Cluj și de Mirrafovița. Amprentele respective sunt cele mai dimințate și generoase cu o vechime de 63.000 de ani. Cea de-a treia sală a peșterii și se numește Sala Nunilor. Iar aceste două perechi de stalactite și stalactite se unit peste 200.000 de ani și au format două coloane. Aceasta din față și aia de acolo din spate. Peste cât timp? 800.000 de ani. Wow. Ce șmecher. Gata, ne-am hotărât să ieșim. Am fost la peștera Ghițarul Vârtop. Acum coborăm spre Coiba Mică. Și că Coiba Mică asta în capăt are un lac, lacul morților, care atunci când plouă tare se umple Coiba Mică și varsă în lacul Coiba Mare, în lacul morților, care se revarsă pe sub pământ în Coiba Mare. Și din Coiba Mare se duce în izbucul Tăuz, pe sub pământ, de fapt. Da, am greșit. Coiba Mică asta are lacul morților în capăt, care atunci când se umple, dă în Coiba Mare. Și Coiba Mare, pe sub pământ, se duce la izbucul Tăuz. Dar oricum, când se umple aici, că pare că se umple, duce încolo, așa pare apa. Sau poate apa vine dincolo. Eu cred că invers, din coace, când se umple, duce încolo. 1:10, mergem spre Padiș, făcuțe pe stânga. Bă, modul, bă, că pelerina. Nu! Nu! Haide! Bă, bă, haide! Nu, mai e verde și tu tău,
dar e bine și însurat. Eu știu sala un să trag la perina de bumbac umplută cu liliac. Asta zic! La cearșafa bun brodati. De ce, Doamne, m-ai lăsat, băiat tiner, fi sărat? Nu-mi zice că sunt bătrin, că beau o oală de vin, și rad barba până la os și mă fac tiner frumos. Ticuleană, ticuleană, aseară ți-am dat o palmă, toată noaptea n-am dormit, credeam că te-am prăpădit, mă. Am o palmă picăloasă și o inimă păcătoasă, ce iubește nu mai lasă. Nu, 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 ce e asta? E asfalt, miracolul tehnologiei. Am trecut de padici, mergem spre cabana Vărășoaia. Uite câte locuri de curt frumoase aici, dar trebuie să mai mergem. Am aflat de la un localnic că am putea să ne punem cortul după Vărășoaia, spre cetatea Rădesei. Și exact asta vom face. Ora 9, l-am găsit pe loc, chiar la marginea pădurii. Neața! Neața! 10-20 ceasul, aproape am plecat, iar plecăm târziu. Stilul nostru clasic. Încotro. Spre peștera cetatea Rădesei și azi mai trebuie să ajungem pe la Piatra Tâlharului. Sperăm noi. Coborând spre peșteră, cam noroios, au căzut copaci. Peștera cetatea Rădesei. Wow! De mare. Coborăm pe lanțuri aici în peșteră. Aici e lumină de sus, ești nebun? Da, da. Trebuie să mai explorăm. Cred că se termină, sau nu știu, o grămadă de lumină în față. La 11:30 ieșim din peșteră. Sau așa credem noi. Wow! Bună ziua! Bună ziua! S-a terminat peștera, a fost fenomenal, absolut superb, fără bani, mai frumos decât cei cu bani. 12:30 ceasul, copaci căzuți, marf rău pe aici. Jumate ceasul. Ne-a tras mult de tot în urmă vegetația asta deasă. Ce tare! Ia-l mă în brațe! Ah, și ieșeau șerpălăii. Ah, să reluăm, suntem în mulții Vlădeasa. Noi am vrea să ajungem spre Piatra Tâlharului. Și e greu. 8:08. Am ajuns la Piatra Tâlharului. Ce spectaculos se văd soarele între norii adui. Am plecat de la Piatra Tâlharului. Încercăm să ajungem pe vârful Briței. Cel mai înalt din zonă ar fi ăla din față. Și poate căutăm un loc de cort. Suntem pe banda albastră. Și nu știu exact unde mergem. Dar cel mai probabil să ne oprim când o să găsim un loc blană de campat. Să încheiem o dată ziua asta. Ora 10, punem cortul. Nu știu dacă vedeți mare lucru, dar asta se întâmplă.
e 8:30, uscăm cortul, poate plecăm și noi pe la 9. Iar avem de recuperat o grămadă, suntem cu o zi jumate în urmă. Mergem la Vărășoaia, nu? Da, spre Glăvoi. Spre Glăvoi. Glavoș. Părăsim platoul, Dungă Roșie e noul traseu, poate să pun de soare curând. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă ca un câine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, te-a grăit-mă așa pe tine. Și te-ar bate ternioara de-astă noapte, că bătuiul dă la spate. Mărioară, mărioară, și vorbele voastre toate. Eu te-așteptam pe-afară, mărioară, mărioară, cântecel de primăvară. Pietrele galbene, 8:10. Mai pădure peste tot. 9:21. Mergem prin pădure și probabil o să-i dăm până la izvor, că nu prea mai avem apă. Am ajuns în Poiana Florilor și aici e un râu și o să campăm ori aici, ori mai încolo, parcă să văd niște lumini. Poți să ne explici ce faci? Da, uite, filmează aici aceste vietăți tritonii. Și le pun ouăle în această apă. Aha. Și noi nu putem să bem direct ouă de astea. Așa că filtrăm cu acest filtru de apă de carbon. Eu am luat fără acest filtru. Crezi că o să fie o problemă? Bă, eu aș evita asta. Am înțeles. Mai ales când putem filtra, chită durează mai mult. Este ora 9, a 5-a zi de drum. Planul e să facem cetățile Ponorului, lumea pierdută, și să ajungem în Arieșeni. Un pirat curat e un pirat certificat. 11:25 este ceasul. Poiana Florilor este locul. Avem tot împrăștiat pe aici. Tocmai ce am intrat pe circuitul Galbenei. Este un râu cu cascade și este șmecher. 11:05, ne-am blocat. O grămadă de copii care se chinuie să treacă. Și pirații ăștia slab nu vor să treacă prin apa aia mică de acolo, 20 de metri. Să pierdem o viață aici. Unu 35. Ultima porțiune până la cascada Evantai. Haide, mergine! Suntem la cascada Evantai, care se află la jumatea circuitului. A început să plouă destul de rău. Am intrat în peșteră la cascada Evantai din greșeală, pentru că ploua, că altfel n-am fi găsit peștera asta. Și acolo jos e direct cascada. În continuare pe circuitul Galbenei. E tare rău de tot traseul ăsta. Ne-a prins ploaia, suntem în urmă, dar e tare rău.
nu vă apropiați. Wow, e chiar frumos. Avem o porțig impresionant. 7:20, coborâm la cetățile Ponorului. Atenție, traseu dificil. Bam! Suntem pe traseu către cetățile Ponorului și e grav rău. Destul de intens pe aici. La cetățile Ponorului. Uite cum e. Ne vom continua drumul prin peșteră. Ușoare emoții și panică în sufletul lor se duc încet, încet în negură. Ar trebui să ieșim, dar Vodă zice că nu se poate. Ne-am hotărât să ne întoarcem, că pare prea abrupt, prea greu. Nu cred că se poate. Ce șmecher! Am ieșit din peșteră. Eu nu cred că puteai să ieși pe partea cealaltă, dar Vodă e de altă părere. Fix pe aici am fi ieșit. Oricum e super frumos. Ta peștera. 8:15. La revedere, cetățile Ponorului. Am urcat și am coborât zilele astea. De nu mai înțeleg nimic. Mergem spre Glăvoi. La restaurant, sper. Am ajuns super aproape de Glăvoi, cred. Judecând după mașini și corturi. Numai la foc, la grătar. Vodă, ce face, man? Bem o bere. Bem o bere astăzi. Bam! Ne-am luat rulotă. Ești de bun, uite ce lux! Frumos, frumos, avem aragaz. Neața! E ora 6:30, uite câtă lume, bă, băiatule, bă. În mare parte mergem spre Arieșeni și Gârda de Sus azi. Întoarcem la mașină și ne mai folosim de ea puțin. Și peștera? Peștera Căput? Da. E în drumul vostru, vă bateți 5 minute. Ha, ia uzi. Suntem în peștera Căput. E doar așa micuț, am intrat un pic și o să ne continuăm drumul. Am revenit pe traseu principal și vedem ce prăpăd a lăsat ploaia. Următorul punct e vârful Glăvoaia. Nu știu câți metri are, până într-o 1500. Belvedere, Glăvoaia. Pata albă sunt cetățile Ponorului. Pata albă e Belvedere, Glăvoaia. Se văd și cetățile Ponorului. 12:16. Coborâm într-un sat, posibil Pietroasa. Un aer foarte plăcut. Aparent pe aici e drumul, prin casa omului. Și că da, puteți trece. Și noi cred că am ajuns în șosea. Momentan suntem pe șosea. Mai avem vreo 9 km până la mașină. Ce boschetar. O să ne prindă ploaia, mă. Plouă. 5:30, suntem în Gârda de Sus. Mai avem, nu știu, 1,5 km până la mașină. Am ajuns de unde am plecat după vreo 6 zile de mers. Uite mașina acolo. Și uite ce se adună de pe munte. Cum simți drumul? Foarte puțin să ajungem. Pirații pun cortul. Uite ce peisaj, nori așa în vale. Și să ne uităm și noi un pic la apus. Ce blan. 6:28. E frig, da. Hai să vedem cum e afară.
Thank you.